Versetul cheie de astăzi este de la Ioan 17 cu versetul 15. Unde Domnul Iisus, um, și Ioan 17 este rugăciunea Domnului Iisus, unde el spune că s-a sfârșit, totul s-a încheiat. A venit sfârșitul meu pe pământ. Și el se roagă pentru a sine, data trecută am vorbit um, despre misiunea și scopul veții Domnului Iisus. Cine mai ține minte care a fost misiunea Domnului Iisus aici pe pământ? Asta a fost scopul, mulțumesc, dar care a fost misiunea? A fost două lucruri în versetul cel. Versetul 4, Ioan 17 cu 4. Misiunea Domnului Iisus a fost pentru a ce faci? Pentru ce El a trăit? Pentru a proslăvi pe Tatăl Ceresc și doile pentru a săvârși lucrarea și în ce a constat lucrarea Lui? Scopul vețelui, în ce a constat El? Trei momente a fost. Faptele Lui Dumnezeu, doi care este? Vestească ce? vestea bună, mântuirii și trei, exact crucea. Nu e nimic complicat, nu e așa. Vezi, Domnul Iisus a venit la punctul final când în față era crucea. El săvârșește lucrarea lui și se roagă pentru ucenici și vine cu un verset, în versetul 15, el spune, Tate, nu te rog ca să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Dacă poate cineva să-mi aducă un pahar de apă, vă rog, fiindcă am puțin probleme cu gâtul și o să am nevoie de apă pe parcurs. Fiți Vine la sfârșitul vieții și pe parcursul vieții lui Domnului Iisus i-a păzit, el așa spune mai sus, el spune, i-am păzit pe toți și n-a pierdut nimeni în afară de fiul pierzerei care era Iuda, ă, care l-a trădat. I-am păzit pe toți, Tată, acum spune păzește-i tu pe cei care mi-ai dat tu mie, ei erau a tăi. Mulțumesc, mult. Și se roagă și spune, tată, păzește nu te rog să iei din lume, dar să-i păzești de cel rău. Eu aș prefera mai mult ca cuvintele cei să sună în felul următor. Tată, eu plec de pe acest pământ te rog să le dai ucenicilor mei vreo 10 îngeri ca să-i păzească pe tot parcursul lor și atunci, dar îngeri care pot zbura foarte repede, fiindcă atunci când vor merge repede la volan cu vreo 150 pe oră, îngerii să reușească după ei, s ar place, nu e așa? Sau, mi-ar plăcea ca Domnul Iisus să fie rugat, Doamne, Tată, Deli un oraș undeva unde să-ți creeze o societate, fii fie separați de, de, lume și atunci o să fie o. Sau, dacă dă un o insulă undeva unde să-ți creeze casa lor, sistemul lor de trai și le va fi cu mult mai bine acolo. Nu se roagă așa Domnul Iisus. Spune, nu-i lua din lume, în lumele va fi mai greu, dar va fi mai de folos să rămână în lume acolo. Nu te rog să iei din lumea aceasta, dar să-i de cei de ce el rău. Nu-i lua din lume, lasă să rămână acolo. Sună cam dur, nu e așa? Ce grijă e asta? Este grijă. Ar fi cu mult mai ușor. E adevărat. Probabil că va fi cu mult mai ușor. Ar fi fost cu mult mai ușor să ne scoți din lumea aceasta undeva. Dar, nu este cazul. Mulți credincioși, din păcate, așa și n-au înțeles inima Domnului Iisus, separându-se total de lumea aceasta. Când eram, Sergiu, cred că mai ții tu minte, prin vreo 10 ani în urmă, mi se pare că chiar 15 ani în urmă, când au plecat unele biserici întregi, mai ales din, 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 Pentecostal, mi se pare că au plecat pe o insulă undeva, fiindcă se gândeau că acolo să adună copiii Biserica lui Hristos, de unde ea trebuie să fie răpiți. Cu alte cuvinte, au fost întotdeauna timpuri unii credincioși și n-au înțeles adevăratul sens a cuvintelor și a rugăciunii, fiți atenți, rugăciunii Domnului Isus, ca noi să rămânem în lume, dar să fim păstrați pe zi de lumea aceasta. Domnul Isus dorește ca noi să rămânem printre oameni, să le slujim, să le fim sare și lumină pentru ei, să-i ajutăm să-și facă viața mai ușoară, să le cătăm binele lor, să-i învățăm, să-i aducem în sfârșit, să-i aducem, să le arătăm calea spre Dumnezeu. Numai că să nu ne adâncim în lume. Și fiți atenți! în lumea aceasta este ca o barcă pe ocean. Atâta timp cât barca se află pe apă, totul este în regulă. Pericolul mare este atunci când apa din ocean începe să ajungă și în barcă. Iată, atunci este pericolul mare. Dar am, -o, am întâlnit o chestie foarte interesantă între credincioși. Unii credincioși mai, mai isteți, mai iscusiți la lor, ei încearcă să fie ca bărci de este submarine. Încearcă să-și îmbracă cumva un camuflaj oarecare și să se adâncească în lumea asta în așa mod ca să iei tot de la ea, dar să nu fie atins de ea. Și vreau să vă garantez, nu este niciunul care s-a adâncit în lumea aceasta, indiferent că ești cu Hristos sau nu, care te-a adâncit în lumea aceasta și să rămâi curat, să ieși bine de acolo. N-ai șansă. Deci dacă tu încerci ca să te adâncești ca o barcă submarină, să te, să te vârși sub tapă acolo în lumea aceasta, îți garantez că vei ieși de acolo cu multe și multe daune. De aceea Iisus se roagă ca Dumnezeu să ne păzească de cel rău. În lume, cu alte cuvinte, în lume suntem în pericol. Fiți atenți, suntem în pericol și trebuie să fim atenți ca cel rău să nu ne doboare. În versetul 13, Iisus se rogă ca ucenicii să aibă în ei bucuria de plină a Lui, a Lui Iisus. De ce? Fiți atenți! Fiindcă, ca să, ca, să continu, ca pentru ca ei să poată să continue lucrarea care a început-o Domnul Iisus. Adevăratul ucenic își găsește bucurie de plină în Domnul Iisus și nu în lucrurile lumii acestea. Înțelegeți care e ideea? Fiindcă dacă tu nu-ți vei găsi bucuria în Domnul Isus, cum vei continua lucrarea Lui? Ca și cu un copil care nu găsește bucuria în părinți, el nu va continua viața părinților Lui. E exact așa și cu Hristos. Dacă noi nu vom fi plini de bucuria Lui Isus, dacă ucenicul adevărat nu va fi plin de bucuria Lui Isus, el nu va putea să trăiască viața Lui Isus și să continue lucrarea Lui Isus. Adevăratul ucenic, cum am spus, își găsește bucuria numai în el. Și toate lucrurile se așează la locul lor atunci când Iisus vine în viața noastră. Dar, în această misiune, ucenicul are un vrăjmaș. Și asta pentru ce se roagă Domnul Iisus? Are un vrăjmaș care este diavolul. Și ce dorește el să facă? Și am observat patru lucruri ce dorește diavolul să facă. Unul este, și aveți și locuri din Biblie care vor fi și el pe ecran, Primul lucru ce dorește cel rău să facă, să răpească cuvântul lui Dumnezeu din inima, din inima ta ca să nu crezi și să nu fii mântuit. Cu alte cuvinte, atunci când semânța lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu cade în inima ta, vine cel rău și el dorește să o răpească de acolo, să o rupă de acolo, ca e să nu de și să nu, nu aducă roadă. A doilea lucru cel rău ce dorește să-ți facă, să ispitească, și să-i ducă în păcat pe ucenicii Domnului Iisus. Acum gândiți-vă atenți, chiar, fiți atenți, diavolul, cât de îndrăzneț este el. El chiar a mers și la Domnul Iisus ca să le spitească, să-l ducă în păcat. Desigur că el va, va veni și la tine și la mine. Asta e, asta e dorința lui, ca el să vină, să ne spitească și să ne ducă în păcat. A treilea lucru ce el dorește să facă, el dorește ca toți oamenii să îi voia Lui. La un moment dat, vine Domnul Iisus și le spune oamenilor religioși din timpul său că voi căutați să împliniți voia cui? Tatălui vostru. Dar care era tatăl lor? Le spune Domnul Iisus. Diavolul. Și a patrulea lucru ce dorește diavolul să ne facă, ce am observat eu, cred că sunt mai multe, dar asta e a patrulea care l-am observat eu, să-i aducă pe toți oamenii în locul care a fost pregătit pentru el și slujitorii lui. Cu alte cuvinte, dacă te pui în poare cu diavolul și mergi în lumea aceasta cu el, vei ajunge acolo unde va ajunge și el. Asta el merge înainte și tu în urma lui. Dar ca să nu ajungi acolo, ca să nu fii distrus de diavolul, ca să ieși biruitor, ca să ajungi acolo unde este Domnul Iisus, Dumnezeu ne-a pregătit o cale ca să mergem. Ne-a pregătit niște, o, surs, o niște surse prin care noi să supraviețuim. Dumnezeu a pregătit căi prin care să ne păzească de cel rău. Haideți să ne uităm, fiți atenți. Dumnezeu a pregătit căi ca să ne păzească de cel rău. Nu, mulți noi am dorit să facem așa. Doamne, te rog, păzește-mă de cel rău. Dar nu fac nimic. Și, cum noi vrem ca cineva să ne ia de mână, să ne ducă în brațe și să spunem, Doamne, iată, în felul acesta păzește-ne cel rău. Și Dumnezeu nu a ales calea aceasta. Și eu vă voi arăta trei căi din pasajul acesta pe care Dumnezeu a ales ca noi să fim păziți de cel rău. Din cuvintele Domnului sus de mai jos. Fiți atenți, mai departe să mergem. Prima cale prin care Dumnezeu a ales să te păzească de cel rău. Atenție, vă rog! Prima cale care Dumnezeu a ales să te păzească de cel rău, dacă aveți, puteți să înscrieți, este prin cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 16 și 17. Domnul Iisus spune așa. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Fiți atenți, au o semnătate enormă toate cuvintele acestea. sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul și ne uităm puțin la, la fraza aceasta. Pentru ce? Sau de ce avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu? Unul ce, ce e evident aici în versetul 14, fiindcă ucenicul adevărat nu este din lumea aceasta. Pentru ce, ce, de ce avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu? Fiindcă tu, dacă ești ucenicul lui Iisus, tu nu ești din lumea aceasta. Tu ești din altă lume și tu ai nevoie de cuvântul din lumea ta. Dar care e lumea ta? Este cerul, este Dumnezeu altfel, tu ai avea, nu ai avea nevoie de cuvântul lui Dumnezeu dacă tu ai fi din lumea aceasta. Tu ai avea nevoie de cuvântul lumii acestea și tu ai, te ai te hrăni și ai mânca din cuvintele lumii acestea. Dar fiindcă tu nu ești din lumea aceasta, tu ai nevoie cuvintele cui? Exact, cuvintele lui Dumnezeu. De ce el spune că încă ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume, Iisus a avut nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și tu și eu am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Alt lucru ce și-am observat din versetul 14, fiindcă cuvântul este ghidul ucenicului. Ucenicul are nevoie de cuvânt care vine din lumea lui sau de la Dumnezeu ca să aibă un ghid în lumea aceasta. Înțelegeți? Cum vei merge tu într-o țară străină, dacă ați fost undeva, mai ales cu mașina, să traversați undeva? cum vei ajunge tu la destinație fără să ai o cartă. Exact așa e și cu lumea aceasta. Tu nu ești din lumea aceasta. Fără cuvântul lui Dumnezeu, tu nu poți să ajungi la destinație. Iată ideea care este. Tu nu poți să ajungi la final. De ce? Fiindcă tu ai nevoie de ghid, ai nevoie de ca, ca să te acolo. Dar fără cuvântul lui Dumnezeu nu vei ajunge acolo. Dacă dorești să reușești în viața aceasta, ca ucenic a Domnului Iisus mă refer, dacă nu ești ucenic și nu dorești să fii, n-am nicio treabă cu aceasta. Trăiești cum dorești, desigur, dar dacă ești ucenic știi te ești ucenic și vrei să ajungi la final, fără aceasta n-ai șansă. De ce? Um, nimeni nu poate reuși fără acest ghid. Fără excepție. Nici eu, nici tu. Alt lucru ce am observat din versetul 17, cuvântul mai are omenire să sfințească pe ucenici. Și să sfințească are două însemnătăți. Ce înseamnă aceasta? Are două însemnătăți. Cuvântul ne ajută să descoperim, prima este însemnătate, să descoperim cuvântul care vine al lui Dumnezeu, vine la noi, el ne ajută să descoperim păcatele și deprinderile noastre păcătoase, pentru care 1 Ioan, 1 cu șapte și 8, noi ne rugăm și sângele Domnului Iisus, ne spală de orice păcat. Atunci când Cuvântul vine și ne descoperă care este păcatul, noi ne eliberăm de păcatele acestea. Dar și a Două menire are Cuvântul ca să ne. Fiți alenți, Să ne separe de lumea aceasta. Fiindcă Sfânt mai înseamnă și separat. Cu alte cuvinte, noi suntem în lumea aceasta, dar suntem cum? De lume. Diferiți de lume. Exact. Separați, diferiți de lumea aceasta. Lumea ne-a urât, spune de ce? Fiindcă nu e altfel, noi suntem diferiți, noi suntem din altă lume. Fiindcă cuvântul ne separă de lumea aceasta. Iată de ce lumea ne-a urât. Așa că, în primul rând, Iisus se roagă ca Dumnezeu să ne păzească de cel rău prin cuvântul lui Dumnezeu. Și acum te rog, te rog, scrie ceva. Scrie când ultima dată ai luat cuvântul lui Dumnezeu Biblia, intenționat să o ca să găsești răspuns și un ghid pentru viața ta personală, ca să găsești un răspuns pentru schimbarea ta personală. Scrie când ultima dată, voi avea trei feluri de întrebări de genul acesta astăzi. Scrie când ultima dată, poate azi chiar, Poate ieri chiar. Poate săptămâna trecută. Sau poate nu ți minte când. Pune-o să-mi dacă nu ți minte când. Nu-i, nu-i. Dar scrie când ultima dată ai luat cuvântul ca să cauți îndrumare pentru viața aceasta. Ca să cauți calea vieții tale. Prima cale prin care Dumnezeu ne păzește de cel rău este prin cuvântul său. Și dacă scoți cuvântul lui Dumnezeu din viața ta, nu ai șansă să supraviețuiești. De aceea, insistent, te rog, fă un obicei în viața ta să citești, să studiezi și să meditezi asupra cuvântului zi de zi, mereu, în continuu. Vei găsi acolo lumină pentru picioarele tale, cale, viitor, fericire și răspuns la întrebările tale. Dar, dacă prima cale care Dumnezeu ne-a dat pentru ca să fim păziți de cel rău, este și a doua cale este. Și El ne-o dă aici. A doua cale este foarte simplu. Și fiți Să mergem în lume. Versetul 18. Uitați-vă cum spune. Cum ai trimis pe mine în lume, cum mai trimis pe, tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Ah. Am înțeles am înțeles un secret aici. Nouă, de obicei, ne este foarte greu, sau ne este cu mult mai confortabil, hai să vorbim așa, ne este cu mult mai confortabil să rămânem în uh, anturajul nostru, în confortul nostru, în rutina noastră. Și am mai înțeles ceva, că nouă ne este foarte greu să schimbăm anturajul deseori. Cuvintele Domnului Iisus spune, i-am trimis pe ei în lume așa cum și eu și Domnul Sus spune la un moment dat că eu nu am unesem să pun capul cu alte cuvinte el în fiecare, mai nu în fiecare zi era în alt loc. Ca să împlinești voia aceasta, rugăciunea aceasta Domnului Iisus, asta înseamnă că tu te miști în lumea aceasta. Întotdeauna ești în mișcare, nu ești static, nu ești pe loc. Ești în mișcare continuă ca să duci ceea ce Dumnezeu ne-a spus să ducem mai departe. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Data trecută am vorbit mai mult despre aceasta. Cu alte cuvinte, plutind prin Oceanul vieții, avem o misiune. Să prindem cât mai mult pești. Totuși, ucenicii, asta și suntem numiți. Suntem cei care suntem chemați să fim în lumea aceasta, să mergem și să pescuim alți oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Acum, fi de ca să mergi, este ceva la mijloc aici. Am înțeles că nimic bun nu se va întâmpla stând lenos și așteptând. Cui s-a întâmplat ceva bine atunci când a stat acasă și a să, îi se întâmple? Totul ce este bun trebuie să pui efort ca să vină pasivitatea în Evanghelie este o armă a celui rău împotriva ucenicului. Și el o folosește foarte insistent. Dacă tu crezi în inima ta, fii atent, dacă tu crezi în inima ta în Domnul Iisus și ești salvat, vrei să trăiești după voia Lui, tu nu ești un mare pericol pentru cel rău atâta timp cât tu taci în inima ta acasă la tine. Dacă tu nu mai ieși și mergi ca să spui și la alții, iată, atunci tu ești un pericol pentru cel rău. De ce? Fiindcă el pierde terenul. Fiindcă, după acum, Domnul Iisus se luptă pentru sufletul tău, e exact în același fel se luptă și cel rău pentru sufletul tău și pentru sufletul altor oameni. Din istoria bisericii, dacă observați istoria bisericii, putem observa că biserica, începe să moară atunci, este o tragedie mare în lumea astăzi, mai ales în Europa. Biserica începe să moară atunci când devine pasive, când merge vorba de Evanghelia Domnului Isus. Vă aduc exemple din Europa. În marea parte, bisericile cele care erau așa de mari și pline de oameni cândva, datorită uh, autosuficienței, totul au, nu mai au nevoie de nimic, oamenii au devenit închiși, ei nu mai erau, pentru ce să mai spun, eu cred în inima mea, las, cred în ce îi dorește el și astăzi sute și mii de biserici au fost închise și în locul lor au fost deschise diferite instituții sau diferite lucruri care deloc nu este biseric. Așa că dacă dorești ca cel rău să aibă biruința asupra ta, atunci nu citi Biblia și atunci nu spune despre Isus nimănui. Crede tu în inima ta. Și atunci cel rău te-a în plasa Lui. Și a prins bine, vreau să spun. Iisus ne trimite ca să le oferim și altora acces la cuvântul Lui și ei ca la urme să nu fie biruizi de cel rău. El mai jos, în versetul 20, spune că mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor, spune Domnul Iisus în versetul 20. Așa că dacă dorești ca Dumnezeu să te păzească de cel rău, citește cuvântul lui regulat, nu numai când mergi pe drum la biserică duminică. Ok, cine face asta? Nu ridică mâna. Dar regulat, insistent, caute, după cum ai căuta aur, după cum ai căuta mâncare, după cum ai căuta apă, acum când eu însetat și caută apă, așa citește și caute cuvântul lui Dumnezeu. Și doi, El te trimite în lumea aceasta, el te trimite în lumea aceasta ca să fii activ cu mesajul său, cu cuvântul său care ne-l-a dat și noi îl avem acum. De ce eu vreau să te rog acum să scrii ceva? După cum prima dată ai scris, când ultima dată ai citit uh, intenționat cuvântul ca să-ți vorbească ție și să fii schimbat, acum scrii ceva. Când ultima dată ai vestit intenționat Evanghelia celor care nu-l cunosc pe Hristos? sunt sigur că toți ne aflăm în mediul de acesta, nu e așa? Dar sunt sigur, că dacă la prima întrebare între răspuns pozitiv au avut mai mulți, sunt sigur că la a doua întrebare răspuns pozitiv au cu mult mai puțini, nu i așa? Dar aceasta este o armă pe care satana o folosește împotriva noastră, dacă noi nu o folosim împotriva lui. Înțelegeți ideea? El o va folosi împotriva ta dacă tu nu o folosești. Împotriva lui. Cât de frumoase sunt picioarele celui care vesește Evanghelia, spune Pavel la Roman 10. Păi, semănătorul care are multe semințe în ambarele lui acasă, cât de mult el nu ar avea dacă el nu ar merge în fiecare an să semene din nou și din nou va trece puțin timp și semânța nu-i va mai rămâne în ambarele sale. E exact așa e și cu biserica. Dacă biserica dorește să degradeze mai mult și mai mult, atunci, membrilor, nu vestiți nimănui Evanghelia. Credincioșilor, ieșind de aici, nu vestiți nimănui Evanghelia și în așa mod biserica va muri. A treia cale care Dumnezeu a pregătit-o ca credinciosul să nu fie biruit de cel rău sau, Dumnezeu, prin, sau prin care Dumnezeu ne păzește de cel rău, reșând din cuvintele Domnului Iisus, este păstrând unitatea între frați și surori. Versetul 20-21 spune așa, și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi. Vreau să știți tot versetul, în și cuvinte atât de profunde, pentru ca lumea să creadă că tu mai ai trimis. Nu vom mai întoarce la cuvintele acestea. Oh. Nu numai la... dați -vă, uitați-vă la poză acolo, la PowerPoint. Mulțumesc! Nu numai la a mâncat de cartofi, fric, să fim una. Noi putem să împărțim o masă a, frumos, a, dar nu numai să fim una. A, Lenin, la rândul lui, dacă cineva a știut lucrările lui Lenin, nu știu mai dacă erau a lui drept, a, a spus așa, dați-mi 12 ucenici, nu știu ce a luat a, a, numărul acesta de 12, dați-mi da 12 ucenici, dedicați mie și ideii și eu voi schimba toată lumea orice împărăție se va dărâma în sine dacă va lipsi unitatea în ea. Nici un cuplu nu va supraviețui sau nici un cuplu nu își va atinge a, acel potențial care îl are dacă nu va fi unitate în el. Orice organizație, orice organizație, organizație visează ca toți lucrătorilor să fie uniți în interiorul organizației. În unitate este o putere enormă. Forțele unite împreună sporește puterea enorm. Atomii separați nu au nu este niciun pericol în ei, dar pune pe ei împreună și ai creat o bombă atomică. Nimic nu deunează mai mult bisericii decât lipsa de unitate. Însă Iisus, fiți atenți, din cuvintele Lui care le-am știut, Iisus nu se roagă pentru o unitate pasivă. Știți, ei principalul să nu împiedice. Principalul să nu facă ceva. Nu despre această unitate Domnul Iisus se roagă aici. Dacă nu ajuți, măcar nu țineți minte. Dacă nu ajuți, măcar nu încurcă. Isus se roagă ca între noi să fie o altă unitate și care este ea? Unitatea care este între El și Tatăl Ceresc. Una în toate. Un suport perfect. o susținere care e greu de imaginat. Anume de măsura, și uitați, din versetul care l-am citit, anume de măsura unității credincioșilor și bisericilor în lumea aceasta, depinde, anume de măsura unității credincioșilor și unității credincioșilor ca biserici în lumea aceasta, depinde creșterea numerică a bisericii, spune Domnul Isus. Depinde cât de mulți vor crede în Domnul Iisus pentru ca lumea să creadă că tu mai ai trimis, spune El. Vreți ca lumea să creadă că Isus este Hristosul și Salvatorul lumii? Atunci depinde de unitatea. Depinde cum noi vorbim despre alți credincioși. Depinde cum noi arătăm unitatea față de alți credincioși. Cât de des se aude printre rândurile bisericii. Ei, pastorul a zis, dar eu am părerea mea. Ei, el spune așa, de multe ori chiar și cuvântul care se predică de aici este ignorat. Câte discuții dulci sunt pe tema el, ea, ei, cineva acolo, bârfe, judecăți, lupte între frați, lupte între biserici, câți păstori judică membrii, teribil, câți păstori judică membrii numai datorită faptului că acei membrii au vizitat o altă biserică, de o altă confesiune, nu, nu-i rău să vizitez. Câți păstori judecă membrii, chiar și în țara noastră, în orașul nostru, își judică membrii lor atunci când ei găsesc cu un motiv care îți găsesc o altă biserică să margă. Eu le-am spus și la cei din Biserica Doxodeo și le spun și acum. Dacă vreți să mergeți în altă biserică, dintr-o motiv care nu știu din care, nu doresc aceasta și nu caut asta, dar dacă mergeți, faceți-o frumos. Lăsați podurile întregi, Lăsați ușa deschisă, nu închideți ușa în spatele vostru. Fiindcă voi nu sunteți proprietatea mea și proprietatea bisericii. Eu sunt aici numai ca să slujesc și păstorii care sunt în biserica biserică dată suntem numai ca să vă slujim. Dar nu o să vă ținem cu ambele mâini. Și dacă Domnul te cheamă în altă parte, ești liber să pleci. Nu, din nu doresc asta, fiindcă altfel cum să împlin viziunea bisericii. Dar, ce vorbesc, merge vorba de unitate. Cât de mult noi suntem uniți ca credincioși. Unitatea, în primul rând, s-a pierdut în biserică. În primul rând, s-a pierdut în biserică de aceea, astăzi, cu legem roade și în stat, și în societate. Avem o politică dezbinată, avem o societate dezbinată, fiindcă unitatea se cultivă și se predică, se aduce în societate numai prin biserică. Alcineva nu poate să o aduc. Dragul, așa zise, principii biblice sunt gata să-i scoate de pe lista celor care merg în rai, fiindcă ei au alt înțeles față de unele învățături. Niciodată nu criticați alte biserici, chiar dacă e diferă de a noastră. Chiar dacă este mai conservatistă sau mai, mai, mai contemporană, niciodată nu criticați altă biserică. Niciodată nu criticați pe alți frați și surori. Atunci când critici pe altcineva, atunci tu demonstrezi că nu păstrezi unitatea și atunci tu devii un copil al celui rău. Și eu nu cred că tu dorești lucrul ăsta. Niciodată nu criticați În Îndată veți primi judecata dacă faci lucrul ăsta. În schimb, caută să te alături de viziunea bisericii, să cauți unitatea bisericii și să împlinești cele scopuri care biserica le are. Caută și susține unitatea bisericii tale. Chiar dacă toți din jur vorbesc de rău, credincioșii sau biserica, tu niciodată nu susține pe ei. Fugi de mediul unde sunt numai critici și vorbești întotdeauna de rău. Nu-ți fă prieteni din rândul lor. lasă într-o parte. Nu vorbiți de rău conducerea țării. Vă garantez că am putea să fi avut o conducere cu mult mai rea decât o avem acum. Nu spun că este cea mai bună și sunt satisfăcut de ea, dar chiar pentru ei, rugați-vă și mulțumiți lui Dumnezeu, slăviți lui Dumnezeu că avem o așa conducere, cu așa libertate în țara noastră. N-am trăit de când sunt eu credincios, sunt credincios de 25 de ani deja. O așa libertate și o așa o deschidere care o avem astăzi, încă nu am mai avut de când mă țin eu minte. Mă refer la acești 25 de ani. Așa că mulțumiți Lui Dumnezeu, chiar dacă nu avem de toate, totuși avem ceea ce mulți, mulți în lumea aceasta n-au, nici pe aproape, ca să visez. Înțelegeți ce vorbim? Vorbim de unitate și vorbim de unitate care se răsfrânge din biserică, în primul rând, între biserică, între cei din biserică și se duce în afară societății, ca oamenii să nu se mănânce unii pe alții, dar să fim uniți. Te rog, acum să scrii, cât muzicanții sau cântăreții noștri ies pe scenă. Te rog să scrii ceva. Ți-am zis că să am trei întrebări astăzi. Când ultima dată ai respins critica și ai susținut unitatea bisericii? Simplu. Nu cred că e simplu să răspunzi. O întrebare simplă. Când în ultima dată ai, susținut, ai, ai respins critica și ai susținut unitatea Bisericii Locale. Ajungem la finalul mesajului de astăzi, care a fost bazat pe cuvintele Domnului Isus, unde El se roagă pentru cenici ca să nu ne ia din lumea aceasta, dar să ne păzească de cel rău. Și am văzut că Dumnezeu a pregătit trei căi. Din cuvintele acestea mă refer, sunt și unele altele, dar a, din cuvintele de mai jos a Domnului Iisus a pregătit trei căi prin care Dumnezeu ne păzește de cel rău. Prima cale este, El ne păzește de cel rău prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, o iau de astăzi ca o hrană adâncă, ca o hrană necesară în fiecare zi. A doua cale prin care Dumnezeu ne păzește cel rău este mergând în lumea aceasta. Cu alte cuvinte, să fim cei care întotdeauna progresăm intenționat, mergem și extindem împărăția împăratului și Domnului nostru Isus Hristos. Și ultima cale este pe care o vedem aici este să păstrăm unitatea între noi. Și nu o unitate simplă, dragii mei, căutați o unitate care e un suport total Domnul Iisus să roagă să avem unitatea cea care a avut-o El și Tatăl. Vă imaginați așa unitate. Iată ce unitate trebuie să căutăm în biserică. Ca rezultat la aceasta lumea va crede că Isus este Hristosul, adică Domnul și Salvatorul. Lumea va cunoaște că noi suntem iubiți de Tatăl, exact așa cum a fost iubit și Domnul Iisus. Și sigur că în final vom fi cu El în cer. Vreau să închei cu o motivație, să te motivezi. Ce mă motivează pe mine ca să trăiesc în felul acesta? Cum mă gândește? Ultimele cuvinte a Domnului Iisus de pe acest pământ a fost rugăciunea aceasta. Oare nu te motivează pe tine rugăciunea Domnului Iisus? Că El s-a rugat pentru tine să faci așa. Nu te motivează oare să procedezi anumit în felul acesta? A doilea, ce mă motivează pe mine, mă motivează dedicarea Domnului Iisus. El atât de mult a fost dedicat ucenicilor săi că a mers până acolo, că și-a dat viața și viața încă pe cruci. Dedicarea lui. Vă, gândiți la o dedicare ca Domnul Iisus? Noi exact așa fel de dedicare trebuie să avem unul față de altul. Și alta ceea ce mă mai motivează pe mine este slava Domnului Iisus. Iisus mi-a dat slava sa, spune. În versetul 22, Domnul Iisus spune așa, eu le-am dat slava mea pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum noi suntem una. Ce înseamnă să ai slava lui Isus? Ce înseamnă că Isus a avut slava Tatălui? Asta înseamnă că El a avut posibilitatea, noi avem posibilitatea, El a fost ca Tatăl, El l-a copiat pe Tatăl și noi avem posibilitatea să fim ca Isus. Iată ce înseamnă slava Domnului Isus în noi. Că noi avem toți tu ai posibilitatea să, să fii asemenea Domnului Isus, Să te identifici cu Domnul Iisus. Lui nu este rușine ca El să-L reprezint pe acest pământ. Așa că, chiar dacă El nu s-a rugat pentru confortul nostru, El s-a rugat pentru ceva cu mult mai scump și mai bun. El s-a rugat ca Dumnezeu să ne păzească de cel rău în lumea aceasta, citind și meditând, studiind și trăind pe Cuvântul lui Dumnezeu, să mergem în lumea aceasta, ca să estinim Împărăția Lui Dumnezeu și să păstrăm unitatea în așa mod ca toți cei din jur să uite la noi și zică este ceva acolo și în afară de Dumnezeu nimeni și nimic nu mai poate să facă așa ceva. Asta este rezultatul unității.